Noroc. Bă, m-am uitat la Poetul Național la Unguri. Mi-e place. Am citit ceva poeme de la Beppe Fischandor. Bă, săracul de la cum am uitat cu lui. A murit la 26 de ani. Noi avem pe mine și Poetul Național. Bă, ăsta a murit Matusale la 39 de ani. Ha! Ăla, cred că va parte și el două, trei ungurăți. Și-a lăsat și el țăcărie și nu s-a putut să porta probleme aia și înseamnă că n-are opera chiar asta, vă să scrie mișto. Eu ce umbrei, aaa... Bă, legă, 26 de copulai? Bă, am avut și noi pomă, Nicolae Ladiș, care este cât de căl de pășiște pe Ibnescu. Am uit pe azi, nu știu, și eu. După aia să citesc de Petru Fischandor cum a murit. Cred că a băut prea multă palincă, s-a dus și la o curbă și poate la el unul cu altul un curb, ceva în cap. Nu prea murit la 26 de ani așa. Gust. A fost un accident ceva. Cred că l-a supărat pe grup. Cred că tot pe Gagici. Da, bă. Că și ăsta nu știu așa. Cum îl cheamă? Nicolae Ladiș. Mâna și el dimineața cu tramvaiul, că era mai modern. Și i-a dat unul la căpățel. Bă, aparte și rogajică și i-a dat la căpățel. Al nostru Mihai Minescu era mai șmecher. Ăsta a fugit în Austria, s-a păpărtit acolo. A zis, bă, nu mă păpărtesc în România. S-a dus la Titu Maiorescu sau nu știu la cine. Dă-mi cașcaval, de ce? Vreau și eu să păpărtesc în liniște. Ăsta a fost motivul. Și unde a zis, mă duc în Austria. La Viena. Și mă fug și eu acolo. Tatăl meu, băie, sunt tânăr. Și mi-e frică de ăștia, că știi că dacă babardești, e alt babarditor și-mi de la cap. Ăla de la cap? Da, așa am nevoie de cap să fac, băie, ai de rog. Ăla, bine, mai că văd eu ce pot să dau. Și ce faci acolo? Bă, mă fac și eu că sunt student și poate ciupesc de-alea, de fund. Ce faci, Minescu? Ce pe jurnale de bun? Bă, de hai, mă, titule, titu-tu-tu! Face, băi, nu mai face așa, Emilescu. Hai, mă, hai că ți fac o poezie acolo. Nu mai face nicio poezie. Și ce face acolo? Învăț matematică, astea, ce învăț ăștia? Și după aia tot corom că s-a făcut. A venit Veronica Mihaiova. Ah! Ziceam că era cunoscut ăsta de ziua. Bună ziua! Asta, bună ziua! Parcă o știu de undeva! Îmi pare o figură cunoscută. Eminescu, când a văzut că era bunăciunea. Wow! Bună ziua! Pot să vă invit la o cafea? Zice Mihai Eminescu. Da. Da, o cafea. Să fie tare. A, mare și tare!